Astăzi ne uităm la momente cu Minecraft și vom vedea cum era Minecraft în trecut, cum este acum și cum va fi în viitor. Vreau să lași în comentarii anul când te-ai jucat prima dată Minecraft și după ce ai făcut chestia asta, poți să lași acolo și un like să mai facem episoade de genul pe canal. Haideți să vedem prima dată baza din Minecraft, cum se făcea în 2010, în 2013, când, mamă, cum arăta Minecraft-ul. Voi vă dați seama că cineva chiar s-a jucat pe versiunea asta de Minecraft, cea mai urâtă casă, iar acum, uitați-vă cum se construiește o casă, bă. Sincer, destul de decent, n-am ce să zic. Din bambus, bambusul arată chiar foarte, foarte bine și putem să zicem că e o casă de nota 10. În viitor, hai să vedem cum o să se facă casele. Bă, ce casă e asta, mă, frate? Băi, ești de bun. Uite-te, efectiv, e cea mai mică casă ever. Cum erau texturile mai de mult? Uite cum arătau. Arătau destul de urâte, nici nu-ți dai seama ce se întâmplă aici. Ăla e pickax? Ăla cred că e un pickax. Bă, nu-ți dai seama, efectiv. Textura asta ce vrea să zică, ce arată. Deci chiar, nu știu, nota 4 pentru textura asta. Acum arată textura, bă, n-am ce să zic. Știți cu toții textura asta, adică e o textură destul de basic. Și în viitor, cum o să arate texturile, așa mai cartuniș. Bă, chiar îmi place, n-am ce să zic. Generatorul de cobblestone înainte. Bă, cred că o să fie cel mai basic generator de cobblestone. Da, e cel mai basic. Asta știe toată lumea. Efectiv, așa faci pe Skyblock orice generator. Acum, ia să vedem ce generatoare avem. Opa, vezi că nu e doar unul, sunt mai multe, te duci și în spate, ia uitați-vă. Bă, ăsta da generator, ia uite și aici. Bă, minesc cu încă un prieten aici. Și să vedem generatorul în viitor, în 2040, ești nebun? What? Bro, e efectiv un pixel, voi vedeți? Ce generator e ăsta? Ce generator e ăsta? Vreau și eu să știu. E generator de buzunar, cred că. Uite-te și tu cât de mic e, bă. Nici cabă să nu face. Hai să vedem parcurul cum era înainte. Bă, pare un parcur destul de simplu, sincer. E parcurul ăla clasic de pe TikTok, de, nu știu, te uiți la el așa de drag. Ia uite și cu spawn point. Bă, ok. Hai să vedem parcurul acum. Bă, ce e asta? Mamă, mă doare capul. Efectiv, mă doare capul. Ce parcur e ăsta, bro? E parcur iluzie. N-ai cum, n-ai voia. Nu, asta e fake, efectiv. Adică nu există niciun parcur acum să fie așa. Și în viitor, bă, uite cum se prinde, doamne. Unde-și mă aici? Doamne, a greșit jocul, băiatul meu. Uite-te și tu cum se prinde. Unde suntem? Pe Lego Fortnite. Ce parcur e ăsta? Hai să vedem cum pica înainte în void. Ia uitați-vă, bă, e destul de basic, n-am ce să zic, nu-mi place textura aia de cobblestone. Wow, s-a dus. 2022, mă rog, suntem în 2024 aproape, dar clipul e mai vechi, nu contează. Te duceai în jos de tot așa și asemănător cu ce am văzut până acum. Ia uite, bă, mamă, s-a dus prin tot cave-ul ăsta, nu mai înțelegi nimica. Și-a văzut viața prin fața ochilor, bă, da, parcă pică la nesfârșit. A murit, okay. Și în viitor, hai să vedem ce se întâmplă în viitor. Cum ar fi să piși de la un... A intrat în Nether și a terminat jocul. Mă, ce? Bă, să vedem prank-urile. Cum erau prank-urile înainte? Free diamonds! Mamă, deci când aveai 10 ani, cred că mulți dintre voi aveți 10 ani, ați picat odată în capcana asta. Ați făcut odată o chestie de genul 100%. Vă garantez eu. Eu am picat în chestie de genul când eram pe la 10 ani. Hai să vedem cum este acum un prank. Nu văd niciun prank până acum. Spargi... Ok, s-a dus. Și în viitor, cum o să fie prank-urile? Bă, nu o să fie ceva bine. Nu o să fie ceva bine. Nu! A intrat în backrooms. Pleacă, fugi. Hai să vedem cum erau portalele. Portalele înainte, bă, eu cred că se fac la fel. Adică nu s-a schimbat nimic la portalul ăsta de Nether. E, efectiv, tot 10 blocuri trebuie, tot un flint în stil, trebuie să intri în el, super simplu. Cum se fac acum portalele? Ia uite schema asta. Da, mă, frumoasă. Bă, am învățat și eu să o fac pe un episod. Deci am învățat să o fac. Chiar e tare să știi să faci chestia asta fără un pickaxe de diamond. Bă, nota 10. Hai să vedem cum o să se facă portalele în viitor. Opa, am văzut un lever. Mă, ce e portalul ăsta? Bă, și de când sunt pistoanele așa, voi vedeți? Bro, nu cred că o să fie așa pistoane. Hai să vedem cum sunt camerele secrete în 2012. 12 ani de zile, voi vă dați seama, e videoclipul ăsta. 12 ani de zile, cam așa se făceau și hopa, în tablou e cea mai ușoară ascunzătoare pe care poți să o faci și destul de tare, sincer. Acum sunt ascunzătorile. Ia să vedem noi o ascunzătoare de 2024. Pare ceva ciudat. Ia uite, bă, interesant. Parcă e mai interesant. Și în viitor, ia să vedem. E ceva aici la bookshelf-urile astea. E ca în filme, ești nebun. Detrage o carte și se deschide. Asta e tare, nota 10. Hai să vedem și cum se auzeau animalele în trecut, pentru că sunt foarte, foarte curios. Deci, în trecut, acum și în viitor. Ia să vedem.
Mamă, s-auzea ciudat rău. Ia să vedem și acum. Da, s-aude normal. Și în viitor? Bă, ce ciudat s-aude, ești nebun. Ia porcul. Ia ce față are porcul. Ăsta e și sunetul de acum. Efectiv, e același sunet, ia. De același sunet, mie mi s-a părut același sunet. De ia dați înapoi. Ziceți-mi de noi același sunet, mie așa mi s-a părut. Și în viitor? Parcă sună mai bine. Hai să vedem și oaia în trecut. Ok, acum. Da, parcă mi se pare că se aude puțin mai bine acum. Și în viitor? Bă, chiar se aude tare, n-am ce să zic. Hai și cu găina, hai cu găina. Cod Kodak, atâta știa să zică și ea. Acum, parcă zice mai frumos așa, nu știu. Și în viitor? Ai, ce tare se aude. Ce tare a fost asta, mi-a plăcut. O, ia să vedem MLG-urile în 2012. Ok, vezi că e un MLG destul de bun. Și hai să vedem MLG-urile acum. No, se duce cu racheta și face MLG. Băi, ești nebun? Hai mă, las-o. Uite cum se vede planeta. Nici mai are gravitație, ce MLG să facă? Rămâne în spațiu. Efectiv rămâne în spațiu. Și până ajunge jos. Hopa. Mamă, cum era să rateze? Cum era să rateze bucket-ul? Cum minai diamante în 2012? Bă, le minai cu pickaxe-ul de... Bă, de wood, what? N-are nicio logică. Ok, nu știu ce Minecraft era în 2012, nu mă întrebați. Dar în 2022... Diamond? Mă, ce-a bă băiatul ăsta? Poțiune de X-ray! Bă, vreau și eu poțiune de asta. Ziceți-mi care e crafting-ul la poțiunea asta, că o vreau și eu. Mamă, câte diamante, ești nebun! Bă, ești nebun? Hai că așa e. Bă, asta vreau să văd. PvP-ul în 2012, bă, nu că vreau să mă laud, dar am prins perioada aia de 2015-2016 când PvP-ul era, bă, cel mai bun PvP. Până să bagi update-ul ăla în care era delay-ul la sabie sau la orice unealtă când atacai. Până atunci era foarte, foarte bine și puteai să faci super PvP, dar acum nu mai poți să faci așa. Hai să vedem cum era PvP-ul atunci. Era nebunie, frate, era nebunie. Aveai flint and steel, fishing rod, aveai foarte, foarte multe chestii, adică el nu are aici, dar vă zic eu că așa se juca pe survival games, pe d-astea de PvP și chiar era tare. Adică, bă, erau tryharder rău de toți. Acum nu mai poți să fii tryharder, chiar nu poți să mai fii. Hai să vedem în 2022 cum era PvP-ul. Uite, vedem că e așa cu delay, a picat băiatul ăsta, are și totem, atunci nu existau toteme. Și, mamă, e și cu elitra și cu totem, bă, ești nebun, sunt prea multe chestii, adică chiar mi se pare că s-au băgat foarte multe chestii, uite, se dă și cu delay, te dă și în spate, a, nu știu ce să zic, a pus elitra, fuge cu ea, eu prefer prima variantă, nu știu de voi, chiar sunt curios dacă a prins cineva dintre voi varianta aia, nu neapărat în 2012, în 2015-2016, așa era PvP-ul înainte, dar acum nu-mi place așa mult PvP-ul, să fiu sincer cu voi. Hai să vedem hardcore-ul în 2012, mamă, cum arăta, bă, sunt niște texturi destul de diferite dacă observați acum. În 2012 hardcore-ul, oh, nu, a murit, s-a dus, a șters harta și nu mai are ce să facă cu ea. În 2022 s-a aruncat în lavă, are și totem, e prea easy, ești nebun, cu totemul ăla e prea easy. Ia uite, sari de la înălțime, ai totem, nici nu contează, totemul salvează situația și nu ștergi harta. Au venit creeperii pe tine, nici nu contează, boom. Ai bubuit, ai totemul la tine, te scapă totemul ăsta din orice, zici că fac reclamă la totem. Așa e episodul ăsta. Ai picat aici, a bubuit totul, ai totem, tat. Ia uite, 3, 2, 1 și boom. Ah, ok, chiar a bubuit, s-a dus. Hai să vedem fricile din 2012. Cea mai mare frică a jucătorilor vechi era Herobrine. Bă, nu exista frică mai mare decât Herobrine. Și bă, exact locul ăsta, toată lumea știe locul ăsta unde s-a văzut prima dată Herobrine. Și mie mi-era frică când eram mic de Herobrine, vă zic sincer. Și nu existau alți mob, nu exista entitatea 404, 303, Mami Long Legs. Bă, Herobrine. Iar în 2022... care-i situația? Ok, ți-e frică de o mină? Bă, nu prea ți-e frică de mină, mă rog, nu prea vezi nimic, dar asta e partea a doua. Trebuie să fie ceva un monstru. Aparent e doar atâta de întuneric. Bă, chiar asta e singura frică acum în 2022-2024, mă rog, e mai vechi clipul. Dar chiar asta să fie singura frică? Cum arăta Minecraft-ul realist în 2012? Mamă, textura asta, bă, te simțeai cel mai tare când aveai textura asta, nu știu, era prea realist Minecraft-ul.
uitați-vă și apa și totul, da. Gândiți-vă că pe atunci nici nu erau calculatoare așa bune, charcoal, diamantul. Asta era o textură super bună, cred că m-am jucat și eu odată cu ea. Ia uite, fără shader, fără nimica, că dacă era shader era nașpa. Și în 2022, uite bă cum arată Minecraft-ul. Dar de fapt nu e Minecraft, este Teardown, un joc care are și un game mode așa asemănător cu Minecraft-ul. Chiar arată foarte tare, adică are niște fizici foarte, foarte bune. Și bă, chiar zici că e Minecraft, pe bune. Bă, asta chiar vreau să văd, cum erau texturile înainte și cum sunt texturile acum. Bă, sunt destul de diferite, sincer. Adică uitați-vă, și gravel-ul e diferit, și quartzul e diferit. Mamă, îmi place mai mult la vechi, nu știu, mie îmi place mai mult la vechi. Mamă, cât de clasic e glass-ul ăla. Bă, nu mi se pare că s-a schimbat mult. Ok, avem și noul măr. Arată destul de interesant. Totul parcă e așa. Mamă, ce plăcea armura dinainte. Chiar era tare armura dinainte. Saddle-ul. Hai să vedem ce mai e aici. Ușa. Ușa, nu prea au făcut nimic la ea. Redstone-ul nu arată mai tare acum. Patul. Ok. Îl avem pe Nemo. Arăta mai bine înainte. Avem blocul de gold. Chaonu. Cum era un noob în 2012? Hai să vedem cum era acesta. Se crea o lume, s-a apucat să spargă aici niște lemn. Nu, a făcut butoane. De ce a făcut butoane? Mamă, ce faci cu butoanele alea, bro? Nu, cred că toți am făcut asta măcar o dată sau bețe. Ia uite, ce faci? Bă, ce pickaxe e ăla? Nu există pickaxe de dăr. 2022, hai să vedem care e noob-ul, adică ce face un noob. Ok, face bețe și face un pickaxe. În 2012 te duceai cu pickaxe-ul laminat? Nu, și ia, luai diamante. Bă, bă, nu cred. Bă, și stăteai. Eu pățeam chestia asta, cred că am pățit-o cu obsidian, nu cu diamante. Nu știam că trebuie cu pickaxe de diamond obsidian, nu? Dacă mai țin eu bine. Dar parcă diamantele îmi făcusem de iron. Ender chest în 2022, ia să vedem. Nu, și-l sparge fără siltaci. Ai pus acolo ce trebuie, frumos, că... N-ai un chest mai frumos. Te-a pus și spargi și... S-a dat obsidian. Da, trebuie să ai neapărat siltaj pentru a lua înapoi. 2012, nu, săpaie în mijloc. 100%, săpaie în mijloc și te duceai direct pe ăsta. Apăsai acolo, 100%. Da, apăsa pe pressure plate. Te-ai dus, nu mai ai nicio șansă. S-a dus și loot-ul, te-ai dus și tu. Dar în 2022, ia să vedem cu Elytra. Păi acum avem și Elytra. Mamă, du-te cu Elytra. A, și nu cred că știe să zboare. Trebuie să apeși de două ori space. Da. Trebuie să mai apeși odată space ca să și o activezi. 2012, săpai în jos și te duceai în lavă. Asta se aplică și acum, să știți, pentru că sunt cave-uri mult mai mari. Acum cred că pică în cave. Fiți atenți. Pică 100% în cave. Boom! S-a adus în cave, frate, nu mai ai nicio șansă. Pică până mâine, bă! Până mâine pică în cave-ul ăsta. În 2012, bă, îți dădea ulc când loveai oaia. Nu pot să cred, asta chiar e adevărată? Și în 2022 nu se întâmplă absolut nimica. Păi ce să-ți dea oaie, ești nebun, că doar o ataci așa. 2012, ah, da, asta poți pe bedrock. Asta poți să faci pe bedrock. În 2012 trebuia să stai cu shift-ul, dar și acum trebuie să stai cu shift-ul. Merge doar pe bedrock chestia aia, pe Java nu merge. 2022, îți cam iei damage. Hai să mai vedem o dată parcursul în 2012. Bă, ce ăsta? Asta e cel mai ușor parcurs. Îl face și mamaie dacă o pun, o învăț controlele pe Minecraft și știe și mama e să sară. Ice jumps. Mamă, păi astea erau... Oh, s-a dus. S-a dus de tot. Astea erau greuțe, să știi. Dar în 2022... Bro, ce parcurs e ăsta? Mamă, cu target. Ți se duce asta. Bă. Ok, e legală treaba asta. Se învârt blocurile. Da, full moduri aici, ești nebun. Full moduri. Mă rog, că tot Minecraft e până la urmă și poți să faci chestia asta cu moduri. Chiar tare. Ați jucat parcursul ăsta? Cam atâta cu acest episod. Sper că a plăcut. A fost destul de interesant să vedem cum era Minecraft înainte și cum este acum sau în viitor. Lăsați un like acolo și abonați-vă dacă vreți să mă ajutați și pe mine să fac suma de 750.000 de abonați până la finalul anului. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!